Ana Dragotă vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit la știri! Laptele crud din toate colțurile județului a fost trimis la analize la un laborator specializat din Iași. Măsura a fost luată de conducerea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, care a decis să recolteze probe pentru a verifica dacă în lapte nu se regăsește aflatoxină peste limitele admise. Rezultatele analizelor nu au fost făcute publice până în acest moment. Senatorul PDL Gheorghe Flutur a cerut autorităților și reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare să facă publice rezultatele analizelor, deoarece acest scandal al laptelui afectează grav producătorii și procesatorii din România și în special din județul Suceava, cu efecte dezastruoase asupra economiei românești, industria alimentară, agricultură, zootehnie. Flutur cere de urgență autorităților să iasă cu explicații clare, credibile și să fie luate toate măsurile legale pentru a nu fie afectată siguranța alimentară a populației. Directorul Direcției Sanitar-Veterinare Suceava, Octavian Ilisoi, a declarat că rezultatele analizelor vor fi făcute publice imediat ce vor fi finalizate. Este normal, domnul Flutur, ministrul al Agriculturii, președinte al Consiliului Județean Suceava, senator, și este normal să întrebe aceste lucruri și noi le răspundem, o să le dăm și un răspuns la această întrebare. Inspectorii sanitar-veterinari au recoltat 85 de probe de pe raza județului Suceava. După cum știți, județul Suceava este un mare producător de lapte pe teritoriul Moldovei. În general, Bina este un mare producător de lapte. Am recoltat 85 de probe pe care le-am trimis la laboratorul central la Iași, unde acolo se fac aceste analize de lapte pentru aflatoxină. Până la ora actuală nu am primit niciun buletin de analiză referitor la aceste probe. Telefonic am discutat cu colegii noștri de la Iași, s-au făcut aproximativ jumătate din aceste probe și probele sunt negative, dar sperăm că în cursul zilei de mâine o să avem și rezultatele cu buletinii de analiză.